Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a prezentat astăzi proiectul de amenajare a ariei naturale de interes local Crâng-Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, iar valoarea totală depășește 22 de milioane de lei. Proiectul a fost supus începând astăzi dezbaterii opiniei publice. Consiliul Județean Vrancea, în parteneriat cu municipiul Focșani și Comuna Vânători, a inițiat și depus, în vederea obținerii unei finanțări regio, proiectul amenajarea ariei naturale de interes local Crâng-Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces pe linia de finanțare, care permite crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice. Acest proiect este dorit de mulți ani de zile, către cetățenii municipiului Focșani și județului Vrancea. Mai mult decât atât. Astăzi, când vorbim, Consiliul Județean Vrancea este proprietarul a 41 de hectare de pădure în interiorul Crângului Petrești. Mă refer la suprafața pe care o vedeți. Deci este proprietar, terenul aflându-se în patrimoniu public al județului Vrancea. Această suprafață de 41 de hectare, vă mai spun încă o dată, a fost donată de suveranul României, regele Ferdinand, special municipalității Focșani, la vremea respectivă, pentru crearea unui parc de recreațiune și agrement, așa cum era stipulat și este stipulat în decretul regal. Proiectul își propune următoarele obiective: reabilitarea căilor de acces prin realizarea unei piste de biciclete și a trotuarelor pe traseul Focșani-Crângul-Petrești, concomitent cu realizarea unei rețele de canalizare pentru apele pluviale, realizarea de piste de biciclete și de trotuare în interiorul Crângului Petrești, crearea de alei interioare, spații pentru promenadă, spații de odihnă și foișoare de observație a faunei în Crângul Petrești. De asemenea, proiectul mai cuprinde realizarea infrastructurii de, ca să spun așa, de sport. Aici vom avea terenuri de sport. Unul din ele probabil că nu ambele vor fi terenuri de tenis, ci unul va fi un teren cu gazon artificial în nocturnă pentru mini-fotbal și alte activități sportive care se pretează pentru asemenea teren. Aici vor fi terenuri de tenis, iar aici avem pista pentru copii și tineret pentru skateboard. În altă ordine de idei, vom mai construi un amfiteatru de vară, unde se vor desfășura și unde se vor putea ține diverse manifestări cultural-artistice. Vom lucra în acest proiect la iluminatul public al tuturor zonelor de promenadă. Deci va fi realizat un sistem public de iluminat a întregii suprafețe de promenadă, cât și un sistem de supraveghere video, în așa fel încât zona, area de agrement Crângul Petrești, să poată fi folosită de cetățeni, de localnici, de turiști, de toți cei care vizitează și vor fi beneficiarii acestui proiect și în timpul zilei, și în timpul serii, în timpul nopții, pentru că el va avea cele mai ridicate standarde de siguranță. În perioada 26 noiembrie-14 decembrie, cetățenii județului Vrancea și cei ai municipiului Focșani sunt invitați să își spună părerea legată de acest proiect. În acest sens, cetățenii sunt așteptați în holul Consiliului Județean Vrancea, unde pot vizualiza macheta proiectului, pot primi informații de la specialiștii Consiliului Județean Vrancea și pot completa un chestionar. Chestionarul va putea fi completat și online pe site-ul instituției. Eu cred că această arie naturală este imperios necesar să o punem în valoare din cauza faptului că în ultimii ani spațiul verde a scăzut, n-a crescut și, așa cum am discutat extrem de serios în ultima perioadă cu
primarul municipiului Focșani, anul acesta, prin redobândirea unor terenuri aparținând municipiului Focșani, vom încerca să mărim area verde pe cap de locuitor, mă refer la municipiul Focșani, așa fel încât să ajungem într-o zonă cât se poate de normal, adică la standardele normale pentru cetățenii municipiului Focșani. Peste 2000 de doze de vaccin antigripal au fost deja repartizate medicilor de familie, în timp ce alte câteva mii sunt așteptate să sosească la Direcția de Sănătate Publică Vrancea. Gravidele, persoanele cu boli cronice și persoanele peste 65 de ani ar trebui să fie vaccinate împotriva virusului antigripal în sezonul rece. Peste 2000 de doze de vaccin antigripal au sosit la Direcția de Sănătate Publică Vrancea. Alte câteva mii sunt așteptate să ajungă. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au solicitat mai multe doze. Am primit până acum 2700 de doze de vaccin și astăzi urmează să aducem și tranșa a doua de 7200 de doze. Primele deja s-au terminat, s-au repartizat medicilor de familie în limita 50 de doze. Persoanele care sunt prinse sau ar trebui să fie prinse în această vaccinare gratuită, ar trebui să fie gravidele, persoanele cu boli cronice, în special respiratorii și cardiace, persoanele peste 65 de ani. Desigur, noi am cerut o cantitate mult mai mare, 45.000 de doze, dar nu vom primi această cantitate, nu am primit niciodată tot ce am solicitat și de altfel și populația este an de an tot mai reticentă la vaccinare. Totuși, recomandăm ca oamenii care beneficiază să se vaccineze, iar cei care nu vor putea ajunge la vaccinul gratuit să-și cumpere, pentru că gripa e o afecțiune extrem de severă, care, în special pentru cei cu risc, poate determina complicații până la deces. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, fiecare medic de familie va primi în medie câte 50 de doze de vaccin. Pentru că numărul dozelor este limitat, medicii de familie vor vaccina cu prioritate persoanele cu boli cronice ori cu afecțiuni ale sistemului imunitar. Centrul de transfuzii sanguine Focșan se confruntă cu o lipsă semnificativă de donatori. Astăzi a fost nevoie de mai mult sânge din grupa A2 pozitiv, dar situația se poate schimba de la o zi la alta. Centrul de transfuzie sanguină Vrancea așteaptă donatori. Este nevoie permanent de sânge pentru toate grupele și situația este diferită de la o zi la alta, în funcție de urgențele care apar în spital. În această perioadă sunt puțini cei care trec pragul centrului de transfuzii. În rețeaua transfuzională există o dinamică a stocului de sânge. De aceea, în prezent, astăzi, avem deficit pe grupa de sânge A pozitiv. Noi asigurăm urgențele, în general, dar așteptăm permanent donatori, pentru că oricând pot apărea momente în care o pungă de sânge este necesară pe patul de spital. Medicii spun că donarea este un lucru benefic pentru sănătate. La donare se rămâne fără o anumită cantitate de sânge și măduva osoasă este nevoită să producă celule noi, iar acest lucru întinerește organismul. Donatorii beneficiază de un set gratuit de analize, bonuri de masă în valoare de 63 de lei, o zi liberă de la serviciu și de contarea transportului. Trei mașini marca Dacia Duster au ajuns vineri la Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea. La nivel național, 132 de mașini au fost repartizate inspectoratelor din țară. Trei autoturisme marca Dacia Duster au intrat în dotarea Inspectoratului de Poliție județean Vrancea. Acestea vor fi folosite de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, de la Serviciul de Investigații Criminale și de la Serviciul de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Ca urmare a programului național de înnoire a parcului Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Inspectoratului de Poliție județean Vrancea au fost repartizate trei autoturisme Dacia Duster. Acestea au fost repartizate serviciilor operative de investigații criminale, investigarea fraudelor și serviciul pentru ASP. Vinerea trecută, 132 de autoturisme Dacia Duster au fost repartizate inspectoratelor de poliție din țară pentru a fi folosite în misiunile desfășurate pentru siguranța cetățenilor. În ultima lună, Poliția Română a primit 180 de autospeciale care au fost repartizate structurilor operative din municipiul București, precum și din toate județele țării. Sărbătorirea 125 de ani de existență a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani nu a trecut neobservată nici pentru elevii pasionați de științele cunoașterii. Invitatul acțiunii a fost Ionuț Popa, doctor în geografie.
Intitulată Rolul creativității în comunicarea științei, conferința și-a propus să le arată elevilor că citind o carte înveți, chiar dacă îi transmite informații din domeniul științelor exacte. Domnul Ionuț Popa Cutreieră, Munții României, este un om îndrăgostit de natură, dar dumneavoastră a realizat o altă expediție și un alt fel de expediție decât cele pe care le-ați aflat săptămâna trecută. Este vorba despre expediție în inima Siberiei, până la lacul Baikal, cel mai adânc lac din lume. Ne bucurăm foarte mult că domnul Ionuț Popa, care este și redactor, despre care unii din noi deja ați auzit, anul acesta este redactor în cadrul unei alte edituri și noi știm că de foarte multe ori răsfoim acea revistă pe la magazin cu mare drag și asta pentru că este o revistă deținută. Este o revistă foarte frumos realizată și care ne aduce în prim plan o serie de noutăți în domeniul științei, nu numai în geografie, și în biologie, și în istorie, în teologie. Este o revistă dragă atât elevilor cât și profesorilor și pentru asta îi mulțumim domnului Ionuț Popa pentru contribuția pe care a avut-o la realizarea unui material deosebit de util pentru noi cadrele didactice, pentru voi elevii. La ceea ce scrie pe tablă Baikal, un cadrul albastru, aș putea să ia titlul ca pe o metaforă, ca pe o metonimie, dar mult și la rolul creativității în comunicarea științei, cred că ceea ce ne lipsește la acest moment, din păcate, este comunicarea. În momentul în care vom învăța și grație geografiei să comunicăm, vom fi niște oameni în adevăratul sens al cuvântului. Până astăzi ați făcut un pas foarte important pe la magazin. Este o onoare pentru noi, așa cum este și pentru dumneavoastră, în siguranță, ca la împlinirea 125 de ani de existență a unei instituții de cultură, de educație, să fiți alături de noi, să vă bucurați împreună cu noi. Motiv pentru care îmi face o deosebită plăcere să vă mânez o diplomă de onoare pe care vă las dumneavoastră să o desfaceți. Ionuț Popa, doctor în geografie al Institutului de Geografie al Academiei Române, a încercat, printr-o prezentare multimedia, să-i poartă pe elevi într-o călătorie de la Sankt Petersburg și Moscova, pe drumul de fier al Siberiei, cu cerebrul tren transiberian, până la Irkutsk și pe insula Olkhon, din mijlocul lacului Baikal. Vreau să cred că ceea ce am învățat eu, așa cum nu mi-a plăcut să învăț în școala anilor 80, voi reuși să fac ca voi să învățați așa cum vă place să învățați. Și de asta încerc să aduc în școală ceea ce eu numesc simplu creativitate și care este o noțiune care cred eu că e ușor nebăgat în seamă, pentru că toată lumea gândește creativitatea ca ceva superior. De cele mai multe ori, oamenii creativi sunt considerați geniile. Numai mari artiști sau numai mari scriitori au agățat această etichetă a creativității. Numai ei pot fi creativi. Eu vreau să vă convin că nu este așa. Fiecare dintre noi putem să fim creativi în absolut orice domeniu. O să vă arăt în câteva slide-uri ce înseamnă creativitate în comunicarea științei. Vedeți deja că v-am lăsat în sală câteva cărticele. Ce înseamnă să comunici știință, psihologie, la modul creativ, la modul la care să poți zâmbi, la modul la care să-ți facă plăcere să citești o carte, la modul la care să nu îți dai seama că, de fapt, citind cărțile respective, înveți.
Evenimentele dedicate împlinirii a 125 de ani de la înființarea Colegiului Național Alexandru Ioncuza au ajuns la final. Acțiunea de astăzi s-a încheiat cu înmânarea de diplome de onoare celor care au făcut cinste Colegiului Național Alexandru Ioncuza. Pentru a marca aniversarea a 125 de ani de la înființare, Colegiul Național Alexandru Ioncuza a dezvelit placa memorială. La eveniment au participat profesori și elevi ai colegiului, preoți, dar și oficialități locale și județene. Acțiunea a continuat la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, cu prezentarea de către directorul Marius Pol a unui scurt istoric al colegiului și cu înmânarea diplomelor de onoare, oficialităților locale și județene, dar și foștilor elevi care fac cinste colegiului Cuza. Această școală se datorează, ca de altfel toate celelalte instituții de învățământ, legii instituțiunii publice din anul 1860, ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Prin acea lege se înființau în țară primele gimnazii, licee și, după cum știți sau nu știți, băieții învățau separat de fete. Legea prevedea ca acolo unde se înființează o școală de băieți, în același timp să se înființeze și o școală pentru fete. Actul de naștere a ceea ce înseamnă astăzi Colegiul Național Alexandru Ioncuza îl reprezintă anul 1889, an în care, trebuie să recunoaștem istoria, prin inițiativa unui grup de profesori de la actualul Colegiu Unirea, se înființează o clasă pentru fete. Sunt onorat și totodată emoționat pentru că, așa cum a spus și domnul director, că a fost elev al acestui liceu, am bucuria de a participa astăzi la împlinirea 125 de ani de la înființarea Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza. Un liceu care este pentru noi toți vrâncenii, un exponent al culturii, al științei, un liceu care de-a lungul timpului a dat generații de aur, pot să spun, pentru tot ce înseamnă viață politică, viață socială, viață economică, atât în județ, în țară, dar așa cum a spus foarte bine și domnul director, și peste hotare și pentru aceasta, dumneavoastră, dragi elevi, trebuie să vă bucurați că sunteți elevi ai acestui liceu și puteți să aveți în fața dumneavoastră cadre didactice care țin ștacheta sus în ceea ce înseamnă învățământul românesc. Ca focșănean și vrâncean, pot să spun că trebuie să fim cu toții mândri de liceul Alexandru Ioncuza, Colegiul Național Alexandru Ioncuza, care întotdeauna a avut merite și rezultate deosebite prin dumneavoastră, dragi elevi, și cu ajutorul dascălilor pe care i-ați avut. Ca reprezentant al administrației publice locale, pot să vă asigur de susținerea noastră, așa cum am făcut-o și până acum, în toate activitățile și în tot ce veți dori să întreprindeți. Este ziua care marchează tot ceea ce s-a realizat în școala dumneavoastră în 125 de ani de existență. Vă doresc ca încă 125 de ani școala să se afle în primul loc în județ, să fiți tot timpul cu idealul că sunteți școala cea mai bună. Rezultatele pe care le-ați avut, cele pe care le veți avea, sunt mândria întregului județ. Sunt mândria noastră și de aceea vă rog să-mi permiteți ca această diplomă și plachetă pe care domnul director astăzi mi le-a oferit mie
să consider că sunt, de fapt, ale dumneavoastră. Cadrele didactice le-au urat cuziștilor ca pe viitor să devină personalități mature, capabile să-și valorifice potențialul de care dispun și să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoașterii. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi rece și închisă ca aspect. Cerul va fi parțial acoperit. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile se vor încadra între minus 4 și 0 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!